Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit la ziua finalei de la Inedit Open Tour, ediția 2018. Suntem în decorul superb al bazei al Arenei Centrale de la Tennis Club Curtea de Argeș. Gazda atât o turnee de destul timp deja, la nivel de junior, la nivel de seniori, toate cu susținerea excelentă a principalului partener al Federației Române de Tenis, Dr. Oetker, compania care sprijină și este practic asociată cu Federația Română de Tenis în contextul turneelor juvenile, dar și, iată, de seniori sau senioare. Suntem așadar înaintea finalei acestei ediții, față în față în transmisiunea noastră directă pe canalul Tennis Stars și de asemenea pe Facebook, așa cum v-ați obișnuit deja, două jucătoare opuse la nivel de experiență și vârstă, evident. Andreea Mitu, jucătoarea revenită abia în această primăvară în circuitul profesionist după o pauză de peste un an, cea care ieri a avut parte de o semifinală mai scurtă, din păcate, dacă ne referim la faptul că adversarea ei, o puștaică tot din România, Ilona Gheorghe, a fost poită să abandoneze după încheierea primului set, terminat 7-6 în tiebreak pentru Andreea Mitu. De partea cealaltă o avem pe o jucătoare care nu a împlinit încă 18 ani, Miriam Bulgaru, favorită numărul 2 înainte de startul acestei ediții, jucătoare antrenată Rădău. O surpriză foarte plăcută prin faptul că a ajuns în această finală și că se poate înfrunta cu o jucătoare cu palmares mult mai bogat. Am numit-o aici pe Andreea Mitu. Așadar, ne așteptăm la un spectacol deosebit pe zgură de aici, de la Tennis Club Curtea de Argeș. Vă reamintim că după această finală va urma și cea de dublu, în care Andreea Mitu, așadar, va fi a doua oară pe teren astăzi aici la Curtea de Argeș, făcând pereche cu americanca Elizabeth Mandlick, nimeni alta decât fica celebrei jucătoare, imense jucătoare din fosta cehoslovacii, Hana Mandlikova. Ele două, Mitu și Mandlick, vor înfrunta perechea formată din surorile italiene Bianca și Ana Turati. Ne vom concentra așadar în cele ce urmează, pe întâlnirile decisive, întâlnirile cu trofee pe masă de aici, de la Inedit Open Tour 2018. Time. În scaun va oficia Hervé Mandramani. Minge pe stânga, vă rog. Dai minge. Prima intră pe teren Miriam Bulgaru, cea care ieri în semifinale, am omis să vă reamintesc, că a obținut o victorie foarte clară în fața lui Elizabeth Mandlick. Iată-o și pe tânăra jucătoare americană implicată suficient în fazele finale a acestui turneu. Prima la serviciu, Andreea Mitu. Primul set la serviciu, Andreea Mitu. Ready? Play. Out. Zeroș 15, la OTC. Thank you.
Pat. Un început mai greu al Andrei Mitu. Mai întâi a fost acea eroare cu backhand-ul, iar acum prima dublă greșeală a confruntării. Pat. Out. Wow. 15-30, 15-30. Da, excelent. Dreapta lui Miriam Bulgaru speculează acea minge puțin cam înaltă. Minge defensivă a Andrei. Primele două mingi de break ale finalei. O ramă la retura lui Miriam îi anulează prima șansă de break. Out. Și vine break-ul. Miriam Bulgaru profită de un game ezitant al Andrei, cu multe greșeli neforțate, inclusiv o dublă greșeală. Să vedem în ce măsură Miriam va reuși să consolideze acest break venit atât de repede. Am putea să o ajute la nivel de moral pe jucătoarea încă foarte tânără. La serviciu Miriam Bulgaru. Da, o împinge în exterior Andreea pe Miriam și backhand-ul cu două mâini e prea jos. Dreaptă bună acum, agresivă, rămâne spre exterior, Miriam. Sunt încă momentele de atonare ale finalei, în special din partea Andrei Mitu, care logic nu avea cum să o fi înfruntat până acum pe Miriam. Diferență de vârstă între cele două. Și nu o cunoaște atât de bine. Au! 15-30. 15-30. Fat.
20 de break acum apar și pentru Andreea, o geometrie a terenului foarte bună a loviturii ei. Fat. Game it un egal, one game on. O dublă greșeală aduce al doilea break. Două game-uri disputate până acum în această finală, cum spuneam, încă momente de tatonare, practic într-un limbaj mai simplu, cele două jucătoare nu știu încă cum să se ia una pe alta. Și erori. Miza acestei finale de aici de la Inei Topontur pare să apese încă. Da, as chiar pe linie, foarte frumoasă mișcare la serviciu a Andrei Mitu. Egal. Crește în intensitate puțin confruntarea de aici, de pe arena centrală, de la Tenis Club Curtea de Argeș. Da. Foarte agresivă, începe să-și regleze loviturile ei agresive cu care a făcut diferența în partidele precedente, Andreea Mitu. Da, 20 de game, din nou agresivă. Andreea. Da, și 2-1. Prima jucătoare care își ține serviciul în această finală este Andreea Mitu, ea conduce cu 2-1. Serie de două game-uri izbutite de jucătoarea, cum spuneam, revenită în luna mai în circuit. Este la prima ei finală de turneu după ce a devenit mamă. A fost o pauză de, nu știu, în jur de 380 de zile pe care a luat-o. Însă, cel puțin din punct de vedere fizic, așa ca aspect, nu se observă, s-a menținut excelent Andreea Mitu și pare că misiunea ei de a reveni la forma care a dus-o destul de sus în ierarhia WTA și cu prezențe constante și unele din ele foarte bune în turneele importante din WTA, pare că este destul de ușoară. Tan. Pare, Andreea, că poate reveni foarte repede în zona pe care a părăsit-o în momentul în care a rămas însărcinată. Servește Miriam Bulgaru, 1-2. Love.
Da, două greșeală. Două greșeli consecutive neforțate ale Andrei. Urmate de o execuție curată cu backhand-ul, backhand cu două mâini. Am folosit de majoritatea jucătorilor din circuit. Out. Păcat, deschisese bine terenul Andreea. Avem 2-2. Început echilibrat cu miza apăsând, cu destule erori din partea celor două. Dar un meci intens altfel. Care sigur satisface pofta de tenis a publicului numeros care a umplut tribuna de aici, de la Tenis Club Curtea de Argeș. Greșește din nou Andreea Mitu. Nu are încă bine reglate loviturile de atac. Evident acest lucru. Probleme atunci când vrea să dezvolte un joc agresiv, ofensiv pentru Andreea Mitu. 0-30, situație complicată pe game-ul ei de serviciu. Sunt 3 minci de break pentru Miriam Bulgaru. Iată-o pe tânăra adversară, Andreea Mitu, într-o situație foarte bună. Ne apropiem de mijlocul setului și orice eveniment aici e important. Excelent, backhand-ul lui Miriam, care izbutește un break alb, 3-2 aici. Să facem așa o trecere în revistă scurtă, atât cât ne permite timpul pauzei între game-uri. Un background a ceea ce urmăriți. Avem aici tenisul Curtea de Argeș, o bază superbă. Manageriată de Gheorghe Borțan, o sală care utilată foarte bine, o sală la standarde ridicate, care practic a salvat desfășurarea turneului în această săptămână. După cum bine știți, ploaie căzută în mai toate regiunile țării și existența acestei săli a putut face posibilă încheierea acestui turneu în condiții foarte bune. S-a jucat și în regim indoor astfel, din aceste motive. Pe finalul acestei săptămâni, totul aici, competițiile susținute de Dr. Rutger vor mai urma și altele. În pauzele următoare vom dezvolta subiectul, pentru că urmează un program împins până la sfârșitul lunii august, cu competiții foarte importante.
15-0. Keep it up. Out. 30-0, foarte adunată în joc Miriam Bulgaru, cu lovituri lungi, o ține în spate pe Andreea Mitu. Net, first serve. Nimic de făcut, un slice prea scurt care o invită la atac pe Andreea Mitu, nu ratează șansa. Da, greșește scurt ca Andreea Mitu, două mingi de game, două mingi de 4-2 pentru Miriam Bulgaru. Șansă erozită de Andreea Mitu, putea închide lejer punctul, profitând de un serviciu foarte bun. S-a văzut însă pasată, apoi logic. Out. Puțin alături. Egalitate, deci. În dreapta lui Miriam. Egalitate, game-ul se complică de la 45-15. Minge de break pentru Andreea Mitu. Avantaj, Mitu. În urma unei erori de, cu dreapta, comise de a doua favorită de aici, de la Inedit Open Tour 2018. Fuck.
în control al punctului Andreea Mitu, deși fusese la un moment dat întoarsă. Una de defensiva bună, aspră a lui Mirian Bulgaru. 3-3 se ajunge aici, în finală, se confirmă începutul echilibrat, oscilații ale ambelor jucătoare. Foarte agresiv, în cross, returul lui Miriam. 15. Da, dublă greșeală. Probleme în fiecare game pe propriul serviciu pentru Andreea Mitu. I-a comis cel puțin câte o dublă greșeală. Iarăși încearcă o scurtă neinspirată, prea lungă și evidentă, Andreea Mitu. 0-43, mici pentru un nou break. Rămâne agresivă Miriam Bulgaru, 4-3 cu break din nou în față, tânăra jucătoare, în confruntarea cu Andreea Mitu. Așadar, pe tabloul de simplu, de aici, de la Inedit Open Tour, competiția la care s-au aliniat, la căreia s-au aliniat competitoare din 16 țări. Așadar, o competiție de amploare, dotată cu premii totale în valoare de $15.000. Au fost favorita numărul 1, a fost așadar Ilona Ghiorae, eliminată de Andreea Mitu în semifinala de ieri, în sfertul de finală de ieri. 7-6 primul set Andreea Mitu, apoi s-a retras Ilona Ghiorae. Favorita 2 o vedem la lucru. Miriam Bulgaru, acum, care conduce cu un break în primul set. Favorita 3, Oana Simion, de asemenea eliminată de Andreea Mitu în semifinală. 6-3, 5-7, 6-1 a trecut Andreea Mitu de Oana Simion. Foarte bine pasată și lungă. Victoria Andreea Mitu pleacă bine în tentativa ei de a recupera rapid break-ul cedat game-ul precedent. 0-15.
15 egal, 59. Iată că mi-am amintit, pierzând vârful, pole position-ul în acest game, 35 acum pentru jucătoarea aflată la serviciu. Și 2000 de consolidare a break-ului pentru Mireia Bulgaru. Pentru prima jucătoare, iată-o ajungând prima la 5 în acest set și confirmă desprinderea chiar pe finalul primei manșe a finalei. Foarte bine, Andrei Amitu, lovitură apăsată. Un game foarte important de serviciu pentru Andrei Amitu, tentativa ei de a rămâne în primul set. Minge de set acum pentru Mireia Bulgaru. Iată ce șansă irosește Mireia Bulgaru. Hey.
Excelent, excelent, Andrei Amicu. Avantaj, Mitu. Nu cedează Miriam Bulgaru. Legalitate. Dius. Avantaj, Andrei Amitu, minge de game ce luptă în acest game foarte, foarte important pe finalul primului set. Cel mai disputat game tocmai în acest moment. A servit bine pe ultimele două puncte ale game-ului. Rămâne în set Andrei Amitu, 4-5. Bulgaru conduce 5-4 primul set. Însă Miriam Bulgaru va servi în curând după această pauză pentru adjudecarea primului set. Reamintim, după încheierea acestei finale, evident cu o scurtă pauză inclusă pentru pregătirea terenului și a jucătoarelor, va urma tot aici pe Arena Centrală de la Tenis Club Curtea de Argeș finala de dublu. O vom putea urmări din nou la lucru pe Andrei Amitu, făcând pereche cu tânăra jucătoare din Statele Unite, Elizabeth Mandlik, fica celebrei Hana Mandlikova. Ele vor înfrunta în acel ultim act de pe tabloul de dublu perichea formată din surorile italiene Ana și Bianca Durati. Dai! Minge pe stângă, Veroc. Mingele, Veroc. Out. 15-0. 15 love. Rezet zero, certi love. Fuck.
15, 30, 15. Încedează Andreea Mitu, greșește Miriam Bulgaru. 30-15, totuși rămâne la două puncte de adjudecare a primului set favorita, tânăra favorită 2 aici la Inedit Open Tour. Da, primul set adjudecat de Miriam Bulgaru aici la, în finala Inedit Open Tour 2018. Tânăra jucătoare favorită 2 izbutește să-și adjudece prima manșă într-un set foarte intens, cu greșeli, dar și cu puncte spectaculoase de ambele părți. Vom reveni cu setul 2, odată cu startul setului 2 aici la Tenis Club Curtea de Argeș. Mulțumim tuturor celor care ne urmăresc pe canalul Tennis Stars.
Thank you.
Cum ați remarcat, a început setul 2-2-0, a doua mijloc a început bine, însă acum iată că are probleme pe propriul serviciu, sunt două mici de re-break pentru Miriam Bulgar. Și vine break-ul lui Miriam Bulgaru, favorita 2, reintră și în acest al doilea set. Pe fondul unui joc cu mult mai multe greșeli din partea Andreei Mitu, atât în primul set, cât și, iată, imediat după ce începuse foarte bine și manșa secundă. Oricum se anunță un al doilea set cu o desfășurare la fel de imprevizibilă ca și prima. Și de văzut dacă experiența evident superioară a Andreei Mitu va putea să o ajute să își regleze jocul și să revină și din punctul tabelei de marcaj, din punct de vedere al scorului. Următorul eveniment organizat aici la Tennis Club Curtea de Argeș, evident tot în cu sprijinul Dr. Oetker, compania care este parteneră de ani bune a Federației Române de Tenis, un partener de nădejde, va fi o cupă de vară rezervată juniorilor Under 16, Argeș Cup.
Da, foarte ușor în prăștie. Pentru că Andrei Amitu se apără Mirian Bulgaru. Știe, simte că dacă reușește o defensivă exactă, până la urmă va veni greșeala. Andrei Amitu rămâne în acea perioadă de joc dereglat. Șut acum să mențină suspansul în acest game. Dubla greșeală comisă de Mirian Bulgaru. Confirmă Hervé Mandramani faptul că lovitura Andrei Mitu iese de puțin afară. Avem minge de game pentru Mirian Bulgaru. Se sesează acolo Andrei Amitu și indică o urmă, cum că a fost out. Avem decizia lui Hervé Mandramani. Minge bună, decide arbitrul de scaun acestei finale. Din nou minge de game pentru Mirian Bulgaru. Și consolidează break-ul izbutit în game-ul precedent. Avem 2-2 după 2-0 pentru Andrei Amitu. Meritul tinerii Mirian Bulgaru este că nu a cedat și iată o revenită în setul 2 la nivel de scor.
Domnul Ghișeală, Andrei Amitru, pare să se resimtă posibil și din punct de vedere fizic după efortul de ieri. Minge de break acum pentru Mirian Bulgaru. Și dublă greșeală, din păcate pentru Andrei Amitru. Mirian Bulgaru, iată, preia controlul și în acest al doilea set în, la foarte scurt timp, după ce fusese în situația de 0-2. Pare în control tânăra jucătoare și pare foarte jos ca nivel de joc în comparație cu ziua de ieri, Andrei Amitru. Cum spuneam, e posibil ca ea să se resimtă din punct de vedere fizic. Trebuie să ținem cont că nu a revenit de foarte mult timp pe teren după o pauză de peste un an. Continuăm ceea ce am informația cu care începusem să vă prezentăm la ultima pauză din primul set. Așadar, vă urmă Argeș Cup aici la Tenis Club Curtea de Argeș. După Argeș Cup va avea loc un nou turneu în circuitul ITF cu premii totale tot în valoare de 15.000 de dolari, dar va fi rezervat băieților. Competiție de seniori, evident. Vitality Open Tour, aceasta, sub această denumire, tot, bineînțeles, susținută puternic de Dr. Oetker. Continuă să greșească Andrei Amitru. Ah!
A greșit scurt Andrei Amitu, dar tot meritul pentru Miriam Bulgaru. S-a apărat în acest punct controlat de Andrei Amitu, agresive loviturile ei, însă spunem din nou, defensivă extraordinară din partea lui Miriam Bulgaru. Puțin out, lovitura lui Miriam Bulgaru. Foarte important acest game, puțin mai mult însă pentru Andrei Amitu, condusă cu set și 3-2. Avantaj cu break în acest al doilea set, așadar, pentru Miriam Bulgaru. Rămâne în game, Andrei Amitu greșește Miriam Bulgaru. Un nou meci, un nou game foarte echilibrat, așa cum probabil vă amintiți, a fost și ultimul din primul set. Foarte multe egalități. Puțin norocoasă, pentru că fileul amortizează lovitura Andrei Amitu. Vine apoi bine Miriam Bulgaru pe minge și își obține avantajul. Extraordinar, iată mâna Andrei Amitu, în sfârșit iar reușește o scurtă, am încercat acest procedeu, din păcate nu i-a ieșit, iată că acum iese la iveală mâna ei fină. Acum vine cu o lovitură câștigătoare în lung de linie. Avantaj Mitu. Și minge de rebreak, minge de revenire în al doilea set pentru Andreea. Odată de returul cu backhand, a avut să blocheze acolo lovitura, însă nu a reușit, mână prea rigidă și egalitate. Pot.
Da, excelent, Andreea Mitu. Avantaj, Mitu. Din nou, a doua minge de break. Au. Aceeași greșeală, tot peretur, imediat după ce își procurase mingea de break, tot așa, mână rigidă și din nou returul zboară afară. Dobla greșeală acum Miriam Bulgaru, a treia minge de break consecutivă pentru Andreea Mitu. Greșeli comise de returnerea Miriam Bulgaru și iată o mână de ajutor pentru Andreea Mitu. Trei egal, free game sol, second set. Da, out slice-ul defensiv al lui Miriam Bulgaru. Foarte bine acoperă fileul Miriam Bulgaru. Dar ok, nici încercarea de passing a Andreei Mitu nu a fost grozavă, dar oricum prezență de spirit acolo la fileu pentru Miriam Bulgaru. Out. 30-15, 30-15. Da, bun, bun al doilea serviciu al Andreei Mitu. Un kick bun. Acum să un serviciu destul de moale, destul de ofertant și profită Miriam Bulgaru pe returul de backhand. Că o minge de game pentru Andreea. Fat.
Out. Egalitate, Dios. Avem egalitate de la 40-15, din nou probleme pe game-ul de serviciu al lui Andrei Mitu, nu părea asta, în urmă cu un minut. Din nou un retur agresiv al lui Miriam Bulgaru și surprinsă în spate acolo pe picioare. Andreea, din nou egalitate, iarăși un game foarte disputat aici pe arena centrală de la Tennis Club Curtea de Argeș. Și iată, de la 40-15 și apoi încă o minge de game pentru Andreea. Ajungem acum la minge de break pentru Miriam Bulgaru. A fost o dublă greșeală a Andrei. Net for serve. Tentativa de scurtă Andrei Mitu și iarăși break în față la 4-3 în setul 2 pentru Miriam Bulgaru, într-o situație foarte, foarte bună. Deja am intrat în a doua jumătate a setului. Miriam Bulgaru aproape de o victorie foarte importantă în carieră aici la Inedit Open Tour 2018. Vă rămân să sunt dator cu încheierea acestui sezon pe terenurile de la Tennis Club Curtea de Argeș. Parteneriatul dintre Federația Română de Tenis și Dr. Edgar, dar de această dată în colaborare cu fostul binecunoscut tenismen Victor Hănescu, vor pune în scenă în curând și o competiție rezervată juniorilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Cupa Victor Hănescu aici la Tennis Club Curtea de Argeș va fi ultimul eveniment găzduit și organizat de aceste entități în acest sezon. O nouă serie foarte frumoasă și sperăm noi productivă în viitor. Acum dublă greșeală Miriam Bulgaru. Probleme și pe game-ul ei de serviciu. Da, reacție.
reacție excelentă, Andrei Mitu. 0-4-0, a întâmpinat foarte bine acea minge norocoasă lui Mirian Bulgaru. Iată, replică Andrei Mitu, 4-4, un nou set foarte disputat. Problema acum pe serviciul Andrei Mitu. Acum 20 de break, din nou, Mirian Bulgaru, probleme pentru ambele jucătoare atunci când servesc. Încă o minge de break mai rămâne lui Mirian Bulgaru. A anulat-o foarte frumos cu un backhand extrem de plat și frumos executat de către Andrei Mitu. Profită Andrei Mitu de mingea scurtă a lui Mirian Bulgaru, întoarce cel puțin deocamdată game-ul Andrei Mitu, foarte frumoasă această ultimă lovitură, cross. Fuck!
Avantaj Bugau. Da, noi am Bugau cu Bulgaria în acest final de game, un game extrem de disputat, 5-4 din nou cu break în față, Miriam Bugau, de această dată însă ea va servi pentru adjudecarea finalei, pentru câștigarea titlului aici la Tenis Clubul Curtea de Argeș în ediția de acest an, din acest an a inedit Open Tour. Foarte important acum atât modul în care va gestiona game-ul teribil de important pe propriul serviciu Miriam Bugau, dar și reacția la retur a Andrei Mitu. Practic este momentul adevărului, poate doar primul în acest meci, rămâne de văzut. Totuși, Miriam Bugau servește. 30-11, și dat-o la două puncte, la două mingi distanță de titlul. Mingea. Aici la Inedit Open Tour 2018. Da, nu cedează Andreea Mitu, agresivă. Își asumă responsabilitatea, are inițiativă, într-un moment important al game-ului. Minge de meci, prima a acestei finale intense de aici, de la Tenis Club Curtea de Argeș, și aparține lui Miriam Bugau. Da, ce retur izbutește Andreea Mitu. Punctul câștigat practic din retur, un retur excelent. Net să. Nu
Din nou, reușește returul Andrei Amitu, a doua minge de meci pentru Mirian Bulgaru. Fat! Out. Și aceasta ratată. Egalitate, Dius. Agresivă la retur, din nou Andrei Amitu. Avantaj Mitu. Vine și prima minge de break în dreptul ei. Prima minge de supraviețuire în acest match pentru Andreea. Da, excelent, excelent, Andrei Amitu din nou îi iese scurta într-un moment foarte important pentru ea. În ciuda faptului că Mirian Bulgar a stat foarte pregătită, scurta a fost impecabilă, nu a mai putut găsi răspuns Mirian Bulgaru, în ce moment îi iese această scurtă, Andrei Mitu poate fi un nou început în meci, practic, pentru ea. Început bun de game, foarte important pentru Andrei Amitu acest game. Nimic de făcut acum. Foarte bună backhand-ul lung de linie al lui Mirian Bulgaru. Da, după un început bun de game, iată-o extrem de rapid, după niște erori pe Andrei Amitu, în situația de a înfrunta două mici de break pentru Mirian Bulgaru. Și
Și vine break-ul pentru Miriam Bulgaru. Iată-o cu nu a cedat, a pierdut la 5-4 un game foarte important, tânăra jucătoare, cotată cu a doua șansă la câștigarea acestei ediții a Inedit Open Tour. Așadar, la doar un game distanță după ce pierduse, ratase și două mici de meci, să nu uităm Miriam Bulgaru. Iată-o că s-a adunat și va servi din nou a doua oară pentru câștigarea finalei de aici, de la Tenis Club Curtea de Argeș. În cazul în care Andreea Mitu, bine, nu știm încă dacă acest meci se va termina acum sau vom avea și set decisiv. În cazul în care Andreea Mitu va putea, din punct de vedere fizic, ne va aștepta și finala de dublu. Surorile din Italia, Bianca și Ana Turati, se vor confrunta așadar cu Andreea Mitu în parteneriat cu americanca Elizabeth Mandlik, o nouă jucătoare tânără, foarte multe jucătoare tânere la această competiție susținută de Dr. Rutger, găzduită de Tenis Club Curtea de Argeș, și foarte frumos a arătat tabloul competiției și finala până acum nu a dezamăgit. Da, foarte frumos, Andreea Mitu, 15-30, complicat și game-ul de serviciu pentru Miriam Bulgaru, era totuși de așteptat să nu cedeze, dacă va ceda fără luptă Andreea Mitu, reacție bună și a ei, după ce și-a pierdut serviciul, extrem de imprevizibil și interesant și acest game. Scapă lovitura în lungul liniei cu forehand-ul, Andreea, avem egalitate. Iată-o pe Miriam Bulgaru cu minge de set, de set și meci a treia pentru ea. Out. Și
și Miriam Bulgaru se încununează campioană aici la Inedit Open Tour, moment foarte important pentru ea. Învinge o jucătoare valoroasă și mult mai experimentată, Andreea Mitu. 6-4-7-5 pentru Miriam Bulgaru, meritoasa câștigătoare a acestei ediții de aici, de la Tennis Club Curtea de Argeș. Felicitări Miriam Bulgaru, felicitări și Andreea Mitu pentru această săptămână aici la Inedit Open Tour. Să vedem dacă în ce măsură va urma finala de dublu. Vom reveni pe Tennis Stars, pe canalul Tennis Stars și pe pagina de Facebook. Veți putea urmări și reacțiile din partea câștigătoarei și multe alte surprize. Revenim în curând. Mulțumim pentru atenție deocamdată. Atât a fost finala feminină. Că umblu acum la camera de arbitru. Bine ați venit la Tennis Club Curtea de Argeș. Vă mulțumim că ați fost alături de noi această săptămână, într-adevăr, deosebită de ea, pentru că timpul a fost infavorabil. Invit alături de mine pe cea mai mare campioană care a fost vreodată prezentă la Curtea de Argeș, Hana Mandrikova! 5 Grand Slam-uri, 4 în proba de simplu, proba de dublu, care va face festivitatea de premiere pentru cele două participante. De asemenea, doresc să mulțumesc echipei de arbitri condusă de domnul Mihai Dumitrescu.
Domnul Romeo Chiriac, Sport Argeș, vă rog să veniți alături de noi pentru a participa la această festivitate de premiere. Înainte de a începe această festivitate de premiere, doresc să aduc mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui concurs deosebit. Doresc să mulțumesc partenerului oficial Dr. Otke România, reprezentat de domnul director general Ioan Cosma, care din anumite probleme nu a putut participa la această finală. Și de asemenea să doresc mulțumiri tuturor care au participat și au vizionat acest spectacol deosebit. Festivitatea de premieră. Finalistă Andreea Mitu, România. Premiul va fi mânat de Hana Mandricova. Mulțumim Andrei pentru că a avut probleme de sănătate și a participat la acest eveniment și rugăm să ne spună două cuvinte. Mă bucur să fiu aici, în finală, după aproximativ 14 luni de nejucat. Ce pot să zic? Felicitări, Miriam. Mi-e greu să vorbesc acum, sunt foarte emoționată. Mai am o finală la dublu, ce pot să vă zic? Mulțumesc organizatorilor, arbitrilor, m-au ajutat foarte mult cu programul, cu Bebe, copiilor de mingi astăzi. I-a fost un turneu foarte frumos, chiar dacă vremea nu a fost cu noi. Și sper să continui să joc așa și să mă vedeți în mai multe finale. Mulțumesc! Mulțumim, Andrei Mitu, pentru participare. O felicitări! Câștigătoarea Inedito Pântur 2018, Miriam Bianca Bulgaru, România. Premierea doamna Hana Mandricova. Și cecul de câștigătoare. Dacă Andreea Mitu este pentru prima dată când participă la Curtea de Argeș, la o competiție internațională și pe această cale îi mulțumim, Miriam este într-adevăr o mai veche cunoștință de-a noastră, participând și în calitate de junioare la Tenis Club Arena din Curtea de Argeș. Îi dăm cuvântul lui Miriam Bulgaru. Bună ziua! Sunt foarte fericită să câștig acest turneu, cum ați spus, am câștigat și la juniori și să-l câștig și la seniori este o mare performanță, mă bucur foarte mult. Felicitări, Andreea! Am făcut o finală drăguță. Mă bucur foarte mult să joc cu tine, pentru că am jucat cu tine, ești o jucătoare de mare valoare. Mulțumim organizatorilor, copiilor de mingi, tuturor. E o plăcere să joc aici la Curtea de Argeș, un club minunat, un oraș foarte frumos. Și sper să revenim și la anul cu mai multă... Mulțumesc frumos! De asemenea vom premia arbitrul de scaun, Hervé Matramani, Franța. A mai fost prezent la Curtea de Argeș, nu este pentru prima dată, a venit pentru prima dată la Press Cup, când a fost un turneu într-adevăr internațional, n-a făcut o figură deosebită, însă acum în scaun a dovedit calități deosebite de arbitru. Te felicităm! Și arbitru supervisorul ITF al Inedito Pântur, domnul Mihai Dumitrescu. Te felicităm! După
după o săptămână grea, într-adevăr, finalizat competiția Inedit Open Tour 2018, să sperăm că la anul vom organiza din nou acest eveniment deosebit. În continuare, în maxim o jumătate de oră, va urma finala de dublu feminin. Vă rugăm să rămâneți în continuare. Mariane, pe ce teren se joacă? La dublu pe ce teren se joacă? Păi și de ce strângeți? De ce strângeți, vă? Georgica, ce impresie mă ți-a făcut ție meciul ăsta? Hai că vin și eu și eu și o să vin după aia înapoi. Pentru că e o jumătate de oră pe urmă. Hai că vin acum, acum, tot merg de celălalt, pentru că...
Acum am o jumătate de oră timp să ne bucurăm. Da. Păi, domnule, să... Alla Miriam. Thank you.
Merge, ia spune-mi. Hai. Dorin? Vrei prin plan direct? Deschid la 2? Dacă trebuie să-i punem în piele. Ok. Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată-ne și în ziua finalelor de la Inedit Open Tour ediția 2018 aici la Tenis Club Curtea de Argeș. Ultimele două zile ale competiției foarte frumoase și vremea ne-a ajutat, foarte multe meciuri de foarte bună calitate. Finala nu a dezamăgit, a fost un meci intens. O avem alături și avem plăcerea să dialogăm cu Miriam Bulgaru, reprezentanta României, a fost așadar o finală 100% românească împotriva Andreei Mitu. Miriam, felicitări, o finală foarte solidă, așa cum trebuie să spunem, deși ne-au urmărit mulți pe transmisiunea live, așa a fost și în semifinală împotriva americancei, o finală la fel de solidă. Cum de ai reușit să te aduni atât de bine chiar în semifinală și finală? Bună ziua! În primul rând, mă bucur că am câștigat acest trofeu. Mi-l doream foarte mult pentru că și la juniori am câștigat aici și e un loc special pentru mine. Cum am reușit să mă adun? Nu știu, am progresat în ultimul timp, am venit aici cu un obiectiv destul de clar, vreau să câștig turneul. A fost un meci disputat astăzi. Este o jucătoare foarte valoroasă, jucătoare de Fed Cup, înainte și top 100. Mă bucur enorm că am reușit să gestionez bine momentele dificile. Apropo de gestionat, a fost acolo în setul 2, acel 5-4, când ai avut primele două mingi de meci. Cred că cheia a fost, și acum te rog să-mi confirm dacă este așa sau nu, game-ul imediat următor, ai pierdut atunci, a făcut Andreea break și după aceea ai reușit să fii și mai solidă decât înainte. Da, exact. Acolo am avut două mingi de meci, ea a jucat foarte bine, foarte bine, deci eu n-am greșit, ea a venit peste mine și am rămas foarte ok mental, puternic, am crezut în mine în continuare și am câștigat acel game, exact, foarte important, următorul la 5 egal. Miriam, colaborez cu Dumitru Hărădău, un nume important în tenisul românesc, atât din punct de vedere managerial, nu mai vorbim de trecutul său ca și tenismen, dar și din punct de vedere tehnic, un antrenor de asemenea respectat. Cum decurge colaborarea cu domnul Hărădău? Este foarte bine, muncim mult, avem deja, cred, 6 luni, punem cărămidă cu cărămidă și se îmbunătățesc lucruri de la zi la zi. Eu sunt foarte fericită, este un om foarte special și cred că o să mă ajute foarte mult în carieră. Nu putem să omitem să te întrebăm cui dedici, ce mesaje ai după această finală și cui sunt adresat? Le mulțumesc persoanelor care s-au uitat la meci de acasă, nu știu, familiei mele, tuturor prietenilor. Ce urmează, Miriam, ca și program? Urmează mâine la Focșani, tot un 15.000, după care sper să am oportunitatea să joc turneul de la VTA de la București. Mult succes, Miriam Bulgaru, foarte multe felicitări pentru această săptămână extrem de reușită, nu numai pentru finală, pentru că, așa cum ai spus, totul se face cărămidă cu cărămidă și mult succes în continuare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult!